Dacă nu doriți ca puful gecii sau al altei haine să-și piardă aspectul îngrijit, atunci trebuie spălat destul de frecvent, odată la 3-4 săptămâni. Probabil mulți au întâmpinat această problemă când puful se face gheme. Pentru a evita asemenea neplăceri, trebuie să urmăm anumiți pași când spălăm geaca cu puf. În primul rând, asigurați-vă că geaca poate fi spălată în mașina de spălat. Pentru aceasta, pe geacă trebuie să fie o etichetă care, cu ajutorul simbolurilor și inscripțiilor, vă dă de înțeles dacă haina poate fi spălată cu metoda uscată sau doar în curățătorii. Și cu siguranță nu merită să spălați hainele cu puf, cu inserții de piele, piele întoarsă sau blană care nu se scot. În al doilea rând, haina trebuie pregătită. Dacă are pete rezistente, acestea trebuie prelucrate corespunzător. Înainte de spălare, întoarceți geaca cu puf pe dos și îndepărtați garnitura de blană dacă o are. Apoi se alege detergentul și ciclul de spălare corespunzător. Nu este recomandat să spălați gecile cu detergent pulbere și este bine să folosiți unul lichid. Când vorbim de regimul de spălare, cel mai potrivit este cel delicat. Temperatura apei nu trebuie să depășească 40 de grade, iar viteza de rotații cel mult 600-800. În ultimul rând, este nevoie să uscăm corect geaca cu puf. Cel mai bine ar fi să utilizăm metoda uscării orizontale pentru ca puful să nu se adune în ghemuri. Jacheta cu puf nu se stoarce, indiferent cât de grea ar fi. Dacă este necesar, se scutură ușor orice exces de apă în timp ce îi susțineți greutatea. După uscarea completă, puteți face geaca din nou pufoasă cu ajutorul unei palete, gen bătător de covoare. Tot ce trebuie să faceți este să bateți bine geaca pentru a-și reveni la forma inițială.